Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru a vedea care sunt surprizele acestei zile, norocul zilei. Și ca să fie mai particularizată citirea, am să o fac în trei variante. Varianta numărul 1 verde, numărul 2 albă, numărul 3 roșie. La mulți ani tuturor celor care sărbătoriți Crăciunul. La mulți ani vouă și celor dragi vouă, multă sănătate, bucurii, să aveți parte de sărbători fericite, oriunde v-ați afla, în bunăstare, sănătate și armonie. Haideți să vedem astăzi cum va fi ziua. Se grăbesc niște daruri, să știți că nu a trecut Crăciunul, dacă n-ați primit încă darurile toate, mai vin daruri. Felicitări, bucurii din partea celor dragi, cadouri, chiar propuneri de afaceri, chiar propuneri de a mai câștiga niște bani, pot fi propuneri de muncă, contracte, puteți avea niște beneficii, poate și datorită unor servicii care le faceți sau datorită unor prietenii, unor cunoștințe. Haideți să vedem. Astăzi puteți afla și de cineva care trece printr-o dificultate, un bărbat. Ori aveți cu vreun bărbat vreo problemă, ori aflați de vreun bărbat că are vreun regret pentru că s-a certat cu cineva sau chiar cu voi, poate. Prima variantă, a doua sau a treia. Sau să puteți afla și de cineva care trece printr-un doliu. Varianta numărul 1. O mare reușită care poate veni prin partenerul vostru, printr-un îndrăgostit. Poate fi partenerul de cuplu, poate fi copilul vostru. Văd aici un tânăr care este foarte ambițios să obțină niște reușite, sau o competiție, să câștige o întrecere. Sau se grăbește foarte tare copilul sau partenerul vostru să vă întâlnească, să aibă cu voi o reușită, veți avea o revelație, veți avea un miracol în viața voastră, un noroc neașteptat care poate veni. Ori vă veți îndrăgosti, ori vă întâlniți cu cei dragi, aflați vești de la persoane dragi, pot fi și din familie, pot fi și dintr-un prieten. În orice caz, astăzi păreți într-o bucurie. Astăzi veți avea un noroc. Norocul vine poate și datorită unei credințe, faptul că sunteți o persoană care sunteți foarte credincioasă, aveți o revelație, cineva cumva vă iubește și se gândește la voi. Cam asta e din ce văd la prima variantă. Vedem varianta numărul 2, norocul zilei. Și voi aveți astăzi noroc care vine poate și pentru copil, cadouri, daruri pot veni, noutăți, s-ar putea să cuceriți pe cineva, o haină militară, văd aici că aveți un succes în dragoste, poate chiar legată de o haină de uniformă militară sau poate că veți afla că cineva vă iubește și apare o nouă relație, o nouă cunoștință cu cineva. La unele dintre voi poate veni chiar și o sarcină, nașterea unui copil sau aveți vreo aniversare, ceva. Deci astăzi sunt noutăți pentru voi, succes, poate ieșiți pe undeva, vi se face poate vreo propunere să vă duceți undeva. Pot fi și întârzieri, poate puțin în drumurile voastre, dar se rezolvă. Văd aici că veți avea reușită, realizare. Pot veni cadouri, daruri, moșteniri. Poate unii dintre voi aveți succes care vine și pentru moștenirea copilului, spre exemplu, sau voi aveți vreo moștenire de la părinții voștri, bunicii voștri, ceva din partea unei haine militare, chiar poate. Cam asta e ce văd și la varianta numărul 2. Haideți să vedeți și pentru numărul 3. Wow, și numărul 3. Faceți niște schimbări. Poate plecați la drum, poate că aveți o inițiativă. Văd că se produce o schimbare. Posibil la unii dintre voi și să fiți nevoiți să plecați la drum și pentru că aflați de vreun doliu. Posibil și acest lucru de cineva care poate are o dificultate. Văd că stați pe gânduri, că să căutați o soluție. Poate pentru aceste drumuri sau pentru a face o schimbare, o mutare, a restabili un echilibru. Acum, orică aveți vreo pomană, orică
Vreți să vă mutați? Vă de aici că poate doriți să vă și transferați cu munca, cu serviciu, să vă mutați în altă parte, căutați o soluție și vă vine vreo idee. Văd că cumva vă retreziți la viață, cumva vine o soluție, un noroc, un succes, un dar, poate faceți voi vreo înțelegere cu cineva ca să reușiți să depășiți niște probleme. Cam asta din ce văd. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc în continuare o zi minunată, binecuvântată pe toate planurile. Cu noroc, succes, oportunități, armonie, sănătate, prosperitate, vouă și celor dragi, vouă, oriunde v-ați aflat. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!